Lucrează... Da. Sau cine vrea dumneavoastră? Călin. Călin, hai Călin. 36 la 38. Aici 31? Nu, 44. 44? Da. Te-ai apropiat. Nu este 44. Da, este 44. Dar zic că ești foarte exact aproape, pentru că 48, 40 face 1600 și ai călătorit la așa ultima cifră, te-ai dus bine, da? La nivelul 44. 44. Plus, hai să vedem aici, Cătălin, cine ar reuși? 50 ori 50 ar face 2500. 42? Da, 42. 42, nu cred. Nu, 46 mai degrabă. Da, 46. Ia vedeți. Extrageți, vă rog. 48, domnule. 48? Da, da. 46 sau 48? N-am făcut cu calculator. 48 e mai aproape. 48. Da, 48. Totul împărțit la 529 radicalul. 23. Mama. A. Nu. Lăsăm ca să... Iar scrie pe F. Iar scrie pe mine. Hai, Călin, că tu ești. Zic lui. Radical din 529. Îl calculăm. Da. 23. Da, 23 minus... Minus radical din 16, 4. 4. Egal cu... 90... Zic că din 92 împărțirea 23. A, 92 împărțirea... 23. Minus 4. Minus 4. Și egal cu? 3. Dă 4. Dă 4. 4. 4 minus 4. 0. 4 minus 4. Și egal cu 0. Bine. Radical din 10.404. 10.404. 4. Minus radical din 13.689. 689. Cât? Împărțit la radical din 9, tot într-o paranteză. Profundă. Da. Minus radical din 441. Egal cu. Cine lucrează, domn profesor? Eu. Da. Așa, deci, radical din 1000... Din 10.404 e 102. L-a calculat eu. Da, da, am calculat 102. Da, minus 117. 117. 117, împărțit la 3. Da, ia să-l facem cu asta. Să-l facem pe asta. Radical din 1300... 13.689. Lucrează. 1000... Nu, nu lucrezi pe căiția și vorbești. Lucrează mai. Da. Așa. Așa. Mie. Deci de când rupăm termenii cu câte 2 și eu îți spunem că e 1. Și ai tu crezi acolo? E 1. 1. 1 ori 1. 1 ori 1. Îl scriem acolo jos. Scrie, mă, dar tu lucrează, vorbești și lucrezi. Când nu, eu cobor, coborăm pe 36. Coboară, da. 36, păi, dublăm. Păi dublează, ce știi, proprie. 42. Da. 100. Eu am totalul. Rezultatul bine. Da. La coboră pe 36, m-ai spus. Pe cine dublează? Pe 1. Și cât faci? 2? 2. 2 oricât se dea 20, oricât se dea că mai acape de 36. Parcă e 1. 1. 21 ori 1. Da, dă 21. 21. Scrie sub 36 și dă 15, coborăm 89, coborăm pe 89, așa, și unul scrie sus, îl dublăm și ne dă 22. Da. Și 200. 7.
Deci 22, punem cifra 7, îți face 227 ori 7. Ori 7, da. Și egal cu... Adi, ca să fii înțeles de ce 7, ca da, 2, 2 în 15, așa da. Gândim. 2 în 15 merge de 7 ori. De da. Ce an? Și atunci face 7 ori 7, 49, 7 ori 2, 14, 8. 18, 5. 7 ori 2, 14 și cu 1, 15. Nimic și într-adevăr face 117. Deci 102 minus 117. Totul de împărțit la cât? De împărțit la 3. În paranteză. Minus 21. Și egal mai departe cu 102. 102 minus 117 împărțit la 3. 3 în 11 de 3 ori, 2 și cu 7 coborât, 27, 3 în 27 de 9 ori, minus 21. Și iată că obținem 9 din 12. Asta vreau să-ți predicez. Da, exact, 9 din... Dar eu ce fac? Dacă vorbesc eu, n-am făcut nimic. Păi eu am făcut greșit și acum nu mai urmărește. Nu mai trebuia 3... Nu mai trebuie planteza Miruna, că ai dreptate. 9 din 12. 63 minus 21. 63 minus 21. 42. Da. Trebuie exersat, Adin. Exact. Nu. Dacă, dacă nu mai scriu nimic, tu nu ai ce comenta acolo. Dar tu trebuie să faci asta ca și cum mi-ai dictat. Tu lucrezi pe caiet și vorbești. Uite, și Anca, să nu, domn profesor, sau cine? Anca. N-am mai stăcut de mult. Radical din 16. Deci, radical din 16. Plus radical din 64. Plus? Radical din 64. Minus radical din 81. Tot într-o paranteză. Ori radical din 121. Plus radical din 144. Ăsta chiar este foarte ușor. Da. Ce zi eu, domn profesor? Hai, am putea, zi repede, părule. 4 plus 8... Radical din 16, 4. Vorbiți așa, copii, ca să... Radical din 16, 4. Radical din 34, 8. Cât e? 8, corect. Și radical din 81, da. Da. 11. 11. 11. Da. Egal cu... Egal cu 12 minus 9, 3. 12 minus 9, 3. Ori 11. 12. Și egal mai departe. 33 minus 12. Da. 33 plus 12 egal cu 45. Cerva de Iisus și altcineva? Discute. Teolog. Da, da? Am momentul ăsta, domn profesor, am terminat, lucrăm suplimentar. Sigur. Să rădăcina pătrată a unui număr rațional pozitiv. Să calculăm. Da. Radical din 4 pe 9. Dar l-am făcut încă. Dar l-am făcut. Potoriți-vă, acum vă ajută, domn profesor. Radical din 4 pe 9. Miruna, nu ați făcut. Exact. Foarte încântată. Exact. Pe ce ce facem? Da? Teo, că-i rândul ei. Hai. Că 4 pe 9 putem să scriem 4 ca 2 pe 2 și 9 ca 3 pe 2. Ca 2 la 2. Deci radical 2 din... 2 la 2. Radical din... Da. 2 la... pe 4, 2 la 2. 2 la 2, supra 3 la 2. 3 la 2. Și putem scrie astfel. Egal mai departe. Din nou, din nou putem gândi așa. Că... din ce știm noi de la fracții. Ca radical. Îndată când vedem că și numărătorul și numitorul au același exponent, lăsăm radicalul de parcă nu ne-ar frământa și zic 2 pe 3... Totul la a doua. Totul la a doua. Așa da? Să zici, 2 da? Pe 3, totul la a doua. Am înțeles. Dar eu am insistat pentru a face foarte bine înțeleasă treaba asta, că nu e o chestie pe care nu o știam. Corect. Câtă vreme și numărătorul și numitorul la aceeași putere, scriu fracția toată la... puterea respectivă. Și 2 pe 3, nu, domn profesor? Și acum gândim așa. Ce face Miruna? Îi strage radical din ceva, înseamnă te interesează de cineva care l-a pătrat. 2 pe 3 în pătrată și radical din 2 pe 3. Exact, doar aici. 2 pe 3. Da, 2 pe 3. Și îi rămâne 2 pe 3. Super. Da? Dar acum să mai da.
Mă întorc acum și zic așa, radical din 9 pe 4, 4 pe 9, pardon, 4 pe 9, mi-a dat 2 pe 3. Dar eu mai pot să scriu 2 pe 3 asta ca fiind egal cu radical din 4, supra-radical din 9. Radical din 4 este 2. Și iată ce șmecherie am găsit. Se simplifică radicalul radical, nu? Nu, atenție. Ascultă. Ce am obținut? Că radical din 9 pe din 4 pe 9 este egal cu radical din 4 pe radical din 9. Ăsta este rezultatul care trebuie să știți. Radical dintr-o fracție înseamnă radical din numărător pe radical numitor. Băgați la cap, nu am. Deci, eu puteam să vă dau deodată așa. Radical din 4 pe 9 egal cu radical din numărător pe radical din numitor. Dar n-am pus să fac asta. Și am luat-o ușor. Mi-a s-a sugerat să merg pe varianta asta. Că 4 este 2 la 2, că 9 e 3 la 2, că fiind asta și numărător și numitor, să am 2 pe 3 tot la 2, așa am luat 2 pe 3. Și acum am scris radical din 4 pe 9 egal cu 2 pe 3. Da? Ăsta e rezultat. Dar cum am obținut pe 2? Parcă am făcut radical din 4, cum am obținut pe 3? Parcă am făcut radical din 9. Da. Și am găsit acum rezultatul ăsta, ca o chestie care am să o țin minte de acum toată viața, și am zis, radical din A pe B este egal cu radical din A supra radical din B. Cineva apare, nu? Aici, nu? Nu, afară este. Afară. O mașină. Ba nu, nu știu. A, și îl lăsăm așa, domn profesor? Nu mai scriem că e egal cu 2 pe 3? Nu, păi tocmai. Egal cu 2 pe 3. A, și egal cu 2 pe 3. Dar importantă formula, măi. Aha, ia, ai auzit, Adi? Da? Radical dintr-o fracție înseamnă radical din numărător pe radical din numitor. Ușor. Da? Deci asta trebuie să ținem să minte definitiv. De acum înainte. Oriunde vă veți duce, deci până când nu mai sunteți, asta este proprietate foarte importantă. Radical într-o fracție așa se întâmplă. Da? Da. Radical din 4, radical din 49 supra 36. Ia să vedem. Radical din 49 supra 36. Cine lucrează, domn profesor? Așteptați să vă pună, domn profesor. Da. Egal cu? Eu. Teo. Teo. Da. Teo pentru că taci, de-aia. Da. Deci radical din 48 radical din 36. Egal din 7 la 2, egal cu 6. Deci radical din 49, te văd după formule. 49 sunt radical din 36. Nu, că așa am zis că asta e proprietatea. Radical de sus, radical de jos. Și radical de sus știi cât este, din 49 este 7. Și ăsta de jos este 6. 7 de 6, te poate găsi. Ca să nu mai mergem. 7 la 2, 3, 6 la 2, și nu știu ce, nu știu cum. Am făcut odată. Am descoperit lucrul acesta. De acum știu ce radical. Radical din 144 supra 81. 144 supra 81. 81, Adi, poftim. Adi, am în sfârșit. Radical din 144 supra radical din 81, adică 12 pe 9. Și se simplifică printr-un 3. Așa. Cu 4 pe 3. Egal cu 4 pe 3. Așa. Acum. Radical din 169 supra 100. Radical din 169 supra 100. 100. Ia să vedem cine nu știe, domn profesor. Cine credeți că nu știe? Ia taci. Tudor. Radical din 169 este egal cu... 169 supra radical din 100. Supra radical din 100... 169 este 13 supra 10. Îi sfătuiesc să înveți pătratele perfecte ca să meargă mai repede la radical. Sigur că da. Deci trebuie să învățați pătratele. Măcar până la 25 sau 40, dacă s-ar putea. Da, atunci când sunteți în panică și nu știți cu siguranță, îl extrageți, să vă rezolvă. Radical din 1 întreg și 24 pe 25. 1 întreg și 24 pe 25. Cine vreți să lucrezi, domn profesor? Eu. Miruna. Egal cu radical din 25 cu 24, adică din 49. Așa. Pe 25. Da. Și egal cu... Mai știi, și egal cu 7 mai pe 5. Egal cu radical din 49, radical din 25 și egal cu 7 pe 5. 7 pe 5. Radical din?
1 în 3 și 7 pe 9. N-ai înțeles? Fac un 3 din fracții. Păi 1 ori 25 cu 24. 1 ori 25, 25 cu 24? 44. 4 pe 3. 4 pe 3. 1 pe 1 plus 24 pe 3. Deci 4 pe 49 pe 25. 7 pe 5. Radical din 1 în 3 și 7 pe 9. 4 pe 3. 7 pe 9. 7 pe 9. Puneți-l de adică, n-am înțeles. Da. Stai că de. Zi. Eu? Da, 1 în 3 și 7 pe 9. Introducem întregi în fracții și radical din 16. Da, 16 supra 9, care e egal cu radical din 16 supra radical din 9, adică 4 pe 3. 4 pe 3. Radical din 2 întregi și 46 pe 49. Călin? Întrecem întregi în fracție, 2 ori 49 plus 46. Da. 144 supra 49. Egal cu radical din 144 pe radical din 49, egal cu 12 supra 7. 12 supra 7, da? Radical din 11 în 3 și 1 pe 9. Eu. Și 1 pe 9. 9. Cine lucrează, domnul? Eu. Gura. Tudor. Hai. Tudor, hai. Radical din 90 din 100, 100 pe 9, da. Este egal cu radical din 100 supra radical din 9 și egal cu 10 pe 3. Radical din 10 pe 3, un pic dăm voi un pic să mai intervenim aici. Da. Deci am reținut această formulă, vă spuneam, n-am să uit niciodată. E acolo, scris în dreptul ei. N-am să uit niciodată. Am făcut un chemare. Da? Foarte important. N-am să uit niciodată. Haideți, scrie cu roșu. N-am să uit niciodată. Aha, am scris-o. Hai să vedem așa. Cât face radical din 4 ori 9? Radical din 36. Deci egal cu radical din 36. Adică cu 6. 6. Adică egal cu 2 ori 3. Da. Adică egal cu radical din 4 ori radical din 9. Da. Păi eu să scriu la început să vedem ce formula am descoperit. Radical din 4 ori 9 egal cu radical din 4 ori radical din 9. Ce foarte tare. O altă formulă. Deci radicalul dintr-un produs egal cu produsul radical. Trecem acolo, domn profesor. Trecem aici. Închenar. Închenar. Sigur că da. Radical din A ori B egal cu radical din A ori radical din B. Mai da să fii foarte, foarte clar asta. Dar dacă îți dau așa, Adi, radical din 9 minus, hai să zic, nu așa, radical din... Radical din 16 plus radical din 16 plus radical din 9. Așa e spus, nu? Radical din 16 plus radical din 9. Toată lumea e de acord? Da. Da. Hai să facem calculul aici. Cât ar face? Radical din 16? Face radical din 25. Da? Și radical din 25 cât este? 5. Aici este 5, da? Mă, te-ai trecut, mă, că e cu ore acolo și aici a putat-o cu plus 2, profesor. Deci aici este 5. Și acolo este... Și aici cât ar veni? 4 plus 3 păi. Egal cu 7. Adică cum? Pas. 5 egal cu 7? Da. Niciodată. Ceva nu-i clar. Tot. Numai înmulțire ca să faci. Asta e, numai la înmulțire. Niciodată. Niciodată, Adi. Deci niciodată aici, da? Așa ceva nu. Știți că așa. Așa nu. Așa nu.
Așa, nu, că din nota 2. Da. Dacă... Cum ați întrebat pe 1, pe 2 plus 1, pe 2? Da, v-am spus că 8 o pica la bacalaureat în serii, când ne-am întrebat 1 pe 2 plus 1 pe 2. Da, uitați ce puțin domn profesor. 1 pe 2 plus 1 pe 2. Copiii dumnealui la bacalaureat. 8. Și ce ziceau toți? Nu erau copiii mei. Era pe vremea când la bacalaureat se dădeau, era comisia aceea, se dădea cu copii de oriunde. Da? Nu erau unde. Ajungeau acolo. Și intrau în sală și întreba 1 pe 2 plus 1 pe 2. Ziceau 2 pe 4. Domn profesor, zicea la revedere. La revedere. Dar 2 pe 2. Adică nu știu. Păi nu numai 2 pe 2, măi. Deci facea tot 1 pe 2. Adică jumătate de măr plus o jumătate de măr, e spunea că fac tot o jumătate de măr. Și atât. Toți care erau acolo în sală, am avut întrebarea asta 1 pe 2. Până când toți au intrat, ieșeau afară și spuneau, băi, te are ursul o întrebare, deci te termină. 1 pe 2 plus 1 pe 2. Și, și gata, îți mulțumesc frumos, plecau afară, la revedere. Plecau în serie. Cei 8 au plecat scurt. Deci așa ceva era imposibil. Tot așa, dacă într-o teză, eu descopeream, și am descoperit vreodată, și am descoperit des, trebuie să vă spun, că radical din 16 plus radical din 9 face radical din fiecare, nu mă uitam la o teză. Toată teza o anulam și la revedere, salut. Mai aveam argument suficient. Acest lucru, acesta e atât de grav încât totul s-a terminat. Matematica s-a terminat în momentul ăla. Așadar, țineți minte că numai când este produs sau fracții radical din fiecare, dar la radical din A plus B, radical din A plus sau minus B, da, e diferit de radical din A plus sau minus radical din B. Diferit. Să nu cumva să faceți greșeala să zice din fiecare. V-am dat-o imediat după aceea, că a fost convins că voi veni să săriți la mine cu radical din fiecare. Da. Bun. Dau în continuare, domnul. Da. Radical din... Cât e ceasă, dacă mai avem timp? Oi, și avem, 25. Da. O veniți băieții? Nu veni nimeni. Nu veni nimeni. Radical din 4 plus... Tocmai ce ajungem. Radical din 4 plus 21 pe 25. Radical totul sub radical, domn profesor. Plus 21 pe 25. Așa. Exact ce am ajuns la ce a spus. Da. Radical din fiecare. Nu se poate, e diferit. Diferit. Dar de adus la același numitor, poți să faci treaba acolo sub radical. Ei, nu știu. Ia să-ți poți să faci treaba acolo, că nu ești din fiecare. Aha. Tu repede spune, nu se poate și la revedere. Da. Nu se poate să faci prostii. Aici este important. Dar să lucrezi, poți să faci. Radical din. Cu cine e galant? Eu nu înțeleg că nu se poate rezolva nimic. Exact. Și e foarte fericit. Da. Deci 4, am plecat 25, din 4 25 face 100. Plus 21. Totul supra 25. Cu radical din 121 vorbește, mă. Radical din 121. Supra 25. Și este egal mai departe cu... 25, care e egal cu radical din 121 supra radical din 25, care e egal cu 11 pe 5. Egal cu 11 pe 5. Da? Da. Gura. Altceva? Radical din 1250, radical din 1250, supra 392. Sub radical, da? Da, 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 da. Radical adânc. Da, 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 adânc. Supra 392. 392. Cine lucrează, domn profesor? Călin. Călin, hai. Egal cu radical din 1250, supra radical din 392. Da. Da. Dacă vreau să mă extragem, uitați-vă. Facem separat. Da. Facem așa. Da, Călin, știi ce aș fi făcut? Mă enervează că fracția asta este reductibilă. Ia, ascultați. Din 2. Deci egal cu radical din 60, nu? 625. 25, 625 supra. Iar o dată. 96. 9, 6. Ai văzut? Și acum zic radical de fiecare. Că nu se mai poate simplifica. Și văd că nu se mai poate simplifica aici. Aha. Da? Și zic radical din 625 supra radical din
196. Vorbește că limitare. Egal cu 25. Corect. 25. 13. 14. 14, da. Da. 14. Corect. Deci aici e poanta. Da. La ieșiți-o așa. Deci mai facem lucrările care mai se pot face simplificăm. Acolo. Simplificăm. Da, așa. Da. Îți tragi o și ireductibilă. Ireductibilă. Că atunci, dacă tu te apucai, Călin, să-i stragi o decina de aici, nu de exact. Ți se întâmpla ca să nu fii pătrat perfect. Corect. Și rămânea un 2. Adică radical din 2, cum ar fi fost. Și radical din coace. Și treaba era în panică și nu știu ce. Dar motivul ăsta ar fi fost, da? Că nu ai făcut simplificare relativă. Radical din 502, radical adânc, domn profesor. Din 502 spre 300. Adi. Adi. Să simplificăm. Hai mai. Simplificăm. Scrie așa rar, de acum și până. Da? Zi mai. Zi mai. Așa. Mă gândeam la ceva. Mă gândeam la ceva. Fericit? Fericit să mă Și gata, atât a rămas. Ia să vedem dacă mai putem să plecăm ceva. Prin 3, parcă. Prin 3, cred. Nu. Nu merge nici prin 3. Nu merge. 2 plus 5, 7, 7, 7, 1, 7, 3, 4. Atunci ce să mai facem noi? O să încercăm să le descompunem pe 251. Descompuneți numărul 251. Dacă are vreun divizor, să vedem. Păi nu are, zic că 251. Și nu mai prim. Prin 3, nu. Nu. Prin 7? Prin 5, nu. Nu merge cu nimic. Și prin 7, nici atât? Nu. Prin 9? Nici atât. Prin 7, nici prin 9. Ia vezi prin 9. Prin 11, 9 nu merge, nici prin... Nu merge cu nici prim. 11, nu. Prin 13? Nu. 17, 31. Nu. Nu. Deci încercăm după aceea numele prime, da? 2, 5, 1. Până unde le ducem? Până să fie mai mic decât... Așa. Păi numai prime, nu ne ducem până la infinit. Aici. Da, le ducem, tot încercăm numele prime. Deci după ce am sesizat că nu merge repede, foarte ușor, prin 2, nu, prin 3, nu, că sunt mai cifră. Prin 5, nu. Încercăm pe urmă numele de prime. 7, 11, 13 și așa mai departe. Până când ajungem la un cât mai mic decât împărțitorul. Da? Deci încearcă tot așa până să ajunge la un cât mai mic decât împărțitorul. Și atunci se oprește. Algoritm. O să vă spun și data viitoare de ce se întâmplă asta. Probabil că aici este un număr prim. Și atunci așa îngheață. Nu prea ai ce-i face. Radical din numărător sau radical numitor, nu? Asta nu este deloc. Da. Bun. Acum să facem sinteza. 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 Sinteza ori, da? Da, da, da. Cum să fie asta așa, egală cu baza mare plus baza mică pe 2? Adică să fie linia mijlocie, baza mare plus baza mică pe 2 înseamnă linia mijlocie, egal cu înălțimea. Și ala. Arată-i, domn profesor. Da, asta.
De ce se va face pe motorul? Da, e apă. Deci am arătat o situație pe altă poveste. Deci în momentul în care am exerciții, da? Și am arătat modelul de trapeză oarecare, nu se pune problema să fie așa. În anumite situații, discutăm data viitoare, da? Ca să clarificăm o chestie. Adi, apare o chestie. La revedere, vă mulțumim că ați urmărit pe Profonan și vă dorim o seară plăcută în continuare. Și eu vă mulțumesc. Nu uitați de like și share! Da. Mulțumim mult de tot. Noi suntem noi. Am văzut.